Există persoane care au buze subțiri și la care merită să adăugăm un pic de acid hialuronic. Niciodată nu folosesc mai mult de 1 ml de acid hialuronic prima dată, niciodată. Pentru că, dacă nu este suficient, pacienta poate reveni la 2 săptămâni după ce se stabilizează efectul și pot să-i mai pun dacă consider că este nevoie. Mi s-au întâmplat și astfel de lucruri, dar în orice caz mai mult de atât niciodată. Deja este ceva care nu mai pare natural și mie îmi place tot ce e natural. Ne ajutăm un pic, ne mărim puțin buzele, oricui trebuie, mai ales cu vârsta, oricui, absolut oricui îi trebuie un pic, dar este un mic ajutor. Nu ne facem toate la fel, pomeții mari, buzele mari, mandibula nu știu cum, doar pentru că așa este la modă. Eu nu cred în chestia asta. Depinde foarte mult de cum este pacienta respectivă. Noi trebuie să ținem seama de anumite proporții, trebuie să ținem seama de faptul că buzele nu sunt egale între ele și atunci punem acest primul mililitru, îl punem în așa fel încât să ne respectăm anatomia. După care, dacă chiar mai este nevoie, uneori chiar mai este nevoie, facem același lucru, dar peste încă o etapă. Nu sărim din prima la 2-3 ml. În mod evident, în momentul în care acțiunea este activă, deci herpesul este prezent, nici nu ne atingem, nu facem absolut nimic, lăsăm să treacă și o să vedem mai departe, iar eu personal recomand o pastilă de aciclovir înainte de intervenție și una după intervenție, preventiv, ca să evităm lucruri pe care nu ne dorim nici noi, nici pacientele. El este un component natural al pielii, deci se găsește în alte gumențe, se găsește în corpul nostru. Dacă mă întreb pe mine dacă mi-aș face, dacă aș ști că sunt sărcinată, dacă mi-aș face, nu mi-aș face. Dar dacă cumva se întâmplă să nu știi și să așa, nu. Asta este, după părerea mea, absolut benignă. Gheață, exact cum am spus, alternativ, primele 24 de ore, 20 de minute ține în gheață, după aia facem o pauză, după aia iar ține în gheață, cam așa. Poți să dormi cum vrei, fără pernă într-o parte, poți să dormi absolut cum vrei, nu se deformează nimic, acidul hialuronic este extrem de fiabil și tocmai de-aia recomand masajul. Deci în momentul în care simte pacienta că există o gâlmă, pentru că se formează gâlme la nivelul locului de injectare, trebuie să și-l maseze până îl dispersează. Acidul hialuronic se dispersează până în 3-4 zile, deci 3-4 zile de masaj ca să arate buzele cum trebuie sunt absolut obligatorii din punctul meu de vedere. Eu îl fac prima dată după injectare. După care pacienta acasă, după 2-3 ore, începe și îl face în modul în care l-am explicat eu. Nu e o regulă, de 3 ori pe zi, primele 3 zile. După aceea lucrurile s-au încheiat. Putem să folosim orice cremă, putem să folosim banala cremă de gălbenele, pentru că până la urmă asta este o cremă grasă. Sau putem să folosim cremă cu arnică. Arnica este o plantă care s-a dovedit că are proprietăți care împiedică învinețirea. Dar toate cremele astea cu arnică și gelurile sunt mult mai puțin grase, adică nu ajută foarte mult la masaj. Eu personal le spun să se maseze cu o cremă grasă, după care să aplice gel de arnică. Cam asta e protocolul meu. Asta poate fi o problemă. Am avut, cred că, de 2 sau 3 ori paciente care au venit și au făcut buzele, fumau, dar, mă rog, fumau mult și, într-adevăr, în colțul gurii unde țineau țigara se formează o depresiune. Asta este, dacă fumezi imediat după, până și o țigară poate să-l modifice. Le-am reparat cu succes, adică am adăugat în gaura respectivă un pic de acid hialuronic, dar în mod evident, dacă ești un fumător asidu, nu. Se vede imediat, dar da, este chiar mai pronunțat și tot așa, ca și la Botox, trebuie să avem răbdare pentru că durează 5-6 zile până când se așează și până când buza își ia forma naturală și normală, inclusiv când injectăm aici așa în țările nazolabiale, la fel, aceleași indicații sunt.
primele 24 de ore, deci ele pleacă bine din cabinet, dar în primele 24 de ore, 48 de ore, da, poate să fie mai umflate și mai vinete, adică poate să existe la punctele de injectare, poate să existe mici vânătăi pe care avem voie să le acoperim cu fond de ten, nu este nicio problemă, deci asta chiar nu este nicio problemă.